Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, joi, a apărut mesagerul, numărul 570, ne apropiem de numărul 600. Ca de obicei, pe prima pagină, un material important, dar astăzi am venit și cu ziarul de săptămâna trecută, chiar și le arăt la cameră. Dacă se poate, nu știu, Bogdan, un pic, ia să vedem. Deci, de ce arăt la cameră? Gata, mulțumesc, Bogdan. Readu-mă la dimensiunea normală. De ce vă arăt la cameră? Pentru că cele două numere de ziar arată cam la ce nivel se află administrarea a două mari societăți din... două ADI-uri în Neamț care se ocupă cu probleme fundamentale. Apa pentru populație și colectarea deșeurilor. Acum o săptămână spuneam ADI Eco Neamț și licitația care poate spulbera marea familie a gunoaielor. Astăzi, sub semnătura lui Viorel Cosma, adevărul cutremurătoare despre pârâtul proiect de peste 300 de milioane al APA SERV. Cu o fotografie care deja cred că devine emblemă, APA SERV în fiecare casă. Care este, ar trebui să vină cei de la protecția consumatorilor să-i amendeze pentru reclamă mincinoasă. Deci, două lucruri fundamentale care au eșuat pentru că au fost probabil prost sau interesat făcute. Nu e treaba noastră să vedem dacă au fost interesat făcute, dar toate drumurile duc spre conturi bancare, ca de obicei. Deci, mesagerul de Neamț de astăzi cu acel material despre APA SERV și haideți să nu vă mai țin cu ziarul, pentru că sunt foarte multe materiale, de exemplu, realități și culisele la Spitalul Județean Neamț, episodul 10, din culisele unei șpăci pentru angajare în spitalul, în sistemul medical din Neamț și opinia mesagerului, trăiți ar familia la bloc. Ne oprim aici cu ziarul, prezentăm invitatul, bună dimineața, domnul Andrei Carabelea, primarul municipiului Piatra Neamț, bine ați revenit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! La ce subiecte sunt acolo, chiar puteți continua cu ziarul și... Și dumneavoastră îmi pune, n-ați vrea să-mi puneți întrebări? Aș face asta, dar cu siguranță nu mă pricep la fel de bine ca dumneavoastră la activitatea asta. Haideți să începem abrupt. Ambele, sunt două proiecte capitale. Ambele proiecte se referă și la municipiul Piatra Neamț. Sigur că da. Cu efecte directe asupra activității. Hai să spunem că la colectarea deșeurilor încă nu, pentru că mai este contract până la anul. Avem o posibilitate în cazul în care și... E clar că sunt toate condițiile ca contractul semnat recent să eșueze, pentru că este nul, de fapt. Noi avem această posibilitate de a prelungi contractul cu Blandnerul pentru încă un an de zile, perioada în care, bineînțeles, să se reorganizeze licitația pentru întreaga zonă 1. Dar totul aruncă pentru în aer. Pentru a treia oară. Pentru a treia oară, așa este. Pentru a treia oară. Totul aruncă în aer. Un proiect care afectează întreg județul. Este vorba de SMID, de Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor. Și vorbeați că în ziarul de astăzi dezvăluiți cetățenilor o altă problemă uriașă, un alt proiect eșuat, din păcate. Un proiect de peste 300 de milioane de euro. Deci vorbim de sute de milioane de euro, care nu înseamnă doar investiții majore și necesare județului, ci înseamnă în primul rând servicii de bază pentru populație, furnizarea apei și gestionarea deșeurilor. Acum, cum să vă spun eu? Nici nu-mi vine să fac categorisiri, dar niște oameni aflați la niște butoane,
după părerea mea, cu inconștiență voioasă, cu inconștiență voioasă și probabil cu interese majore, își bat joc de cetățenii județului. Adică să vii tu să spui că, domne, știți, eu n-am văzut că ai o garanție greșită, deși ai un document care spune lucrul ăsta și tu te duci să negociezi cu ăia care au venit cu documentul respectiv. Eu nu spun că au făcut-o cu bună știință. Eu nu pot să... Poate au avut pe cineva care s-a ocupat, un broker. Pe cine... Dar nu este problema mea ca cetățean al județului să stau să analizez dacă a greșit ăla sau nu. Contractul este contract. Pe baza contractului trebuie luate măsurile. A, că asta e o întârziere din nou, că se produc bulversări, că nu știm dacă cumva nu trebuie să dăm bani înapoi pe tot SMID-ul. Nu știm, că nu ne spune nimeni. Nu știm că n-a zis nimeni. N-a ieșit nimeni. Consiliul Județean n-a ieșit cu... cu o explicație niciodată. Când au anulat proiectul cu extinderea UPU, a ieșit cineva cu o explicație, doar dacă explică alții pentru ei, mai mult sau mai puțin inteligibil. Că și aici e o problemă. Ai cântători în strune, dar mai mult sau mai puțin inteligibili. Deci, bun, acum, din punctul dumneavoastră de vedere, cum vedeți lucrurile astea? Deci, aici sunt foarte multe lucruri de zis. Din punct de vedere faptic, mie mi se pare o greșeală fundamentală să lași întreaga răspundere a semnării unui contract la decizia unui singur om care nici nu știe despre ce este vorba. Cum se poate ca cineva să-și dea acordul pe forma și conținutul contractului fără să verifice cu un jurist și cu un economist? Dar, mă rog, să zicem că nu a avut la îndemână un jurist și un economist și a fost rușine să ceară ajutorul altora. În momentul în care vezi o scrisoare de garanție din partea unei societăți al cărei nume nu spune nimic, care este o fantomă, mă rog, la modul de... această societate, eu n-am auzit de ea. Hai să întreb pe cineva să văd dacă a auzit, să pun o întrebare, să verific. Mai ales că se știa că o bancă a refuzat să ofere scrisoare de garanție pentru societatea respectivă. Vorbim de cec. Ei, în situația asta, logic ar fi fost să întrebe un economist care se pricepe să verifice valabilitatea acelei scrisori de garanție. S-a ajuns la semnarea unui contract care, din punctul meu de vedere, este clar eșuat, este nul. Și aici s-au făcut greșeli fundamentale, pas cu pas, și răspunderea nu este a acelui om care și-a dat acordul pe forma și conținutul contractului. Din punctul meu de vedere, responsabil de situația aceasta este întreaga administrație județeană. În frunte cu cei care clamează gloria și postează frecvent pe Facebook despre succesul proiectelor. Vorbim despre acum două zile, președintele Arsene spunea pe Facebook că proiect Poimul merge înainte. Iată că ieri s-a confirmat că nu e așa. Dar poate merge înainte. Poate merge înainte, știți cum e? E ca în filmele alea cu Harry Potter. Nu mai e Poim, dăm cu bancheta și îl facem altceva. Deci situația, din punctul meu de vedere, trebuie rezolvată în două moduri. Cei care au greșit până acum și care în mod sistematic, că SMID-ul nu este de ieri de astăzi, este de ani buni. Poimul este din 2018, de la primul, de la cererea inițială, din iunie. Toate aceste lucruri au fost amânate sau rostogolite într-o manieră în care parcă s-a dorit eșecul acestor proiecte extrem, extrem de valoroase și de importante pentru toți nemțenii. Și bineînțeles, mai cu seamă pentru pietreni pe care îi reprezint ca primar. Eu ca primar consider că astăzi întreaga administrație județeană trebuie să-și dea demisia în frunte cu președintele Arsene, care din punctul meu de vedere se face mai vinovat pentru eșecul acestor proiecte decât pentru problemele pe care le are deja în instanță. Și unde acolo se pronunță istoria? Acolo se pronunță instanța. Acolo, și eu cred,
că dacă mai are o umbră de onoare, ar trebui să-și dea demisia fără a mai aștepta acea decizie a instanței. Nu neapărat pentru aia, că aia dar se rezolvă. Fără a avea legătură cu aceea. Și pentru cele... Deșicul acestor proiecte, a sutelor de milioane de euro care s-au pierdut și se pierd, și a numeroaselor investiții care sunt blocate, practic, din cauza eșecului celor două proiecte. Și nu vă spun prin câte provocări am trecut aici, pe Piatra Neamț, pentru a debloca situația pe apă și canalizare. Păi dacă doar aceste investiții care se fac acum, ele erau prinse în poim, nu? Sigur, pe dar jumătate din lucrările care au demarat acum 3 săptămâni în Piatra Neamț, respectiv, cred că 2 km de rețea de aducțiune apă erau prinse în păim. A fost o provocare să le scoatem de acolo, din contractul de și finanțare de pe păim. Și un risc. Și bineînțeles un risc, dar am cântărit care sunt riscurile. Să nu mai implementăm proiectele pe care le avem în oraș și să permitem eșecul pe orizontal al tuturor proiectelor, sau să vedem cum le putem debloca și ce putem rezolva din aceste situații. Am verificat din discuțiile cu ministerele, cu experții, cu profesioniștii, cu ingineri din domeniu, să vedem cum putem scoate. Am demarat imediat completarea studiilor și documentațiilor tehnice necesare pentru a demara pe cont propriu, pe buget propriu, această investiție și ulterior a apărut și oportunitatea de a aplica cu acest proiect pe Anghel Salini și am obținut finanțare. Dar revin. În acest moment, din punctul meu de vedere, pentru eșecul celor două proiecte majore, prin care se pierd sute de milioane de euro și sunt afectate toate localitățile din județ până la urmă, dar în special și vorbesc în numele Piatra Neamțului, este necesară și se impune o demisie de onoare. Acum, nu a unei singure persoane. Știți, parcă aud foarte curând următoarele justificări. Ce nu s-au pierdut 300 de milioane, că o să luăm 300 de milioane din alte fonduri, din alte... Dar nu am zis că nu se pot lua. Da, nu, problema este alta. Dar cum se pot lua și doar dacă se acționează rapid și eficient de astăzi înainte. Nu numai atât, domnul primar. Luam 300 de milioane și îmi făceam treaba și puteam să merg spre alte fonduri. Adică nu foloseam 300 de milioane din alte fonduri ca să fac ce n-am făcut pe poim. Și dacă asta se merge problema. În același rit, banii nu vin... Le pierdem și pe celelalte. Deci trebuie imediat revizuită documentația tehnică din spatele proiectului, actualizată și imediat scoase la licitație cu clauza suspensivă, pentru că altfel nu prinde nici pe ODD-ul. Și după 5 ani în care am văzut cum s-au tot amânat deciziile și pașii și elaborarea documentelor, nu înțeleg de ce nu s-au străduit să prindă sfârșitul anului 2022 și să încarce sau măcar anul trecut adică 2022 tranzitorii. Da, deci noutatea pe care o aduce colegul în material este și un calendar al demersurilor făcute la Agenția de Mediu pentru ca proiectul să treacă. Și când te uiți aici, îți vine să spui, nu se poate așa ceva. Le-au trebuit 2 ani de zile ca să schimbe un consultant. Vine un consultant în campanie. Nu discut, eu nu știu cine-s consultant, adică știu, dar nu mă interesează să mă duc în chestiuni de genul ăsta acum. Deci este inadmisibil. Da. Știți cum e? Era o glumă acum pe internet. Deci lucrurile în România au început să se miște. Se mișcă tot mai tare, se mișcă începând din Gorj. Știți? Poate s-or mișca și pe la Neamț, dar nu în sensul celor de la Gorj. Știți? Poate s-or mișca cumva. Bun. Haideți să trecem la problemele orașului și astea sunt problemele. Și astea sunt problemele orașului. De asta sunt și chiar afectat de situație și căutăm să sprijinim și să vedem, dar nu reușim să discutăm. Așa cum s-a întâmplat în numeroase rânduri. Bun. Haideți să vă provoc o problemă care în momentul ăsta ar trebui să ardă. Deci, practic, de pe 20
ar trebui să intre constructorul pe șantier la școala 5. Și la școala 8. Și la școala 8. Aceeași zi, da. Aceeași zi. Care este situația acum? Situația arde, mocnit, ca și până acum, că de luni bune tot arde mocnit și doar că acum, într-adevăr, se intensifică puțin, pentru că de luni am avut, practic, acces în clădire și am putut să evaluăm acces cum stau în clădirea lucrurile. Care? În clădirea ASEU-ului, unde, cu sprijinul Consiliului Județean, încercăm să oferim condițiile și confortul necesar pentru relocarea. Sunt ghilimele sau nu sunt ghilimele la cu sprijinul Consiliului Județean? Știți, calul de dar nu se caută de dinți. Dar aici, dacă într-adevăr Consiliul Județean ar fi vrut să ne ajute și să ne ofere un sprijin și ar fi ținut într-adevăr la a oferi toate șansele ca acești copii să învețe în condiții decente și de confort termic și într-un spațiu pregătit pentru relocarea lor, ne-ar fi oferit acest spațiu când l-am cerut prima dată în octombrie. Eu nu sunt deci, un birocrat. L-ați cerut sunt... în octombrie prima dată, repetăm încă o dată. La începutul lunii octombrie am cerut acel spațiu. Noi începusem deja identificarea tuturor opțiunilor pe care le avem încă de la început de septembrie. Bine, din punctul meu de vedere era târziu și atunci, dar octombrie e foarte... Deci nu-i, octombrie nu-i noiembrie, nu-i ianuarie. Nu-i februarie. Că nu-i februarie, da. De pe 13 februarie și în octombrie am început. Ce vi s-a spus? Sau nu vi s-a dat niciun răspuns? În octombrie l-am sunat pe administratorul județului, i-am cerut că nu am reușit să contactez pe altcineva și am cerut să mergem împreună să vedem spațiul fostei clădiri a SEO-ului, despre care știam că este abandonată de 4 ani. Ca să vedem în ce măsură îl putem pregăti pentru activitatea educațională a școlilor 5 și 8, pentru o serie de spații de care mai aveam nevoie pentru a acoperi toate necesitățile. Răspunsul a fost că nu se poate, pentru că este acolo un proiect depus și e în stadiu de implementare. Știind că nu e încă în implementare nimic, am cerut totuși să vedem dacă pentru cele 8-9 luni în care sunt programate lucrările la școlile 5 și 8, e posibil să avem acces în spațiu și după 3 zile mi s-a zis că nu se poate. Că președintele are un proiect la care ține personal. Bineînțeles că n-am mai insistat și am ajuns în punctul în care astăzi, la 5 luni distanță, am intrat în acest spațiu și am realizat ieri, după amiază, după 3 zile în care s-au făcut toate testele posibile, instalația termică e imposibil de adus la o stare de funcționare. Adică, pentru că cum? Toate coloanele, caloriferele, sunt sparte. Sunt, Haideți să încercăm să și ilustrăm un pic. Bogdan, ai la un moment dat o fotografie cu un calorifer. Dacă o să reușești, deci dacă uitați. Poți și mări un pic, sau mă rog, încearcă. Deci, așa arată multe dintre caloriferele. Sunt calorifere de fontă, nu? Astea? Da, da, da. Unele sunt de fontă, altele au fost schimbate și sunt din oțel, din fier. Din... Fier, aluminiu, da. Ce-ar fi. Astea de fontă, din câte știu eu, e foarte greu să mai... Lasă, Bogdan, treci pe ei. Iar o echipă acolo să verifice dacă poate fi pusă în funcțiune centrala, dacă sunt cazanele ok, centrala și cazanele sunt bune. Problema este că am cerut să verificăm restul instalației termice și nici măcar n-am putut o testa din următorul motiv. Sunt 3 vane și sunt sparte, sunt fisurate, sunt imposibil de desfăcut, de utilizat, pentru că ele sunt... Ce-au spus meseria și în cât timp ar putea fi puse în funcție? Nu au putut să dea un termen, pentru că ei trebuie să testeze pas cu pas. Acum, ca să poată încărca instalația cu apă,
trebuie să dea drumul la vanele respective, care nu pot, nu sunt utilizabile din acest motiv, că sunt sparte, sunt cu fisuri mari și sunt din fontă, nu pot fi sudate, motiv pentru care le trebuie comandate undeva. Acele vane sunt de 50-60 de ani. Trebuie să găsești producătorul, dacă se mai produc așa ceva, dacă nu, să recomanzi. Cine știe câte săptămâni am cerut ieri să verifice unde se pot produce și să vadă un timp de... Nu se pot cumpăra altele care să nu fie exact... Că trebuie văzut... Caracteristicile, poate sigur, sunt... Sigur, la dimensiunile respective. Ieri nu au avut acest răspuns pentru că abiau identificat problema și urmau să caute un potențial furnizor. Bun, haideți să punem punct acum aici la situația de acolo și să vedem. Vă spun că avem și o alternativă și asta o căutăm. Asta până reușesc să găsească ei vană de unde să o comande și așa, am cerut identificarea unor soluții pe încălzire electrică. Nu știu, cu splittere, cu aere condiționate, cu... pentru a încerca să ne repliem și să găsim soluția pentru încălzire. Îmi pare rău, dar la serile de clasă de acolo nu cred că veți reuși. Mai ales că spațiile vitrate sunt foarte mari și geamurile sunt vechi și nici măcar nu se închid bine. Asta este o altă provocare care nici măcar nu știu la câte din sălile respective putem să remediem această situație, ce-i drept. Nu este utilizabilă clădirea în totalitate. Sunt 10, maxim 13 săli care pot fi utilizate și acolo cu niște investiții, niște lucrări de reparații pe care le-am punctat cu sprijinul unor experți de la ISU și de la DSP. Pentru că pentru a intra copiii acolo este nevoie de și avizul lor măcar. Da. Și acum încercăm să vedem care ar fi costurile pentru realizarea unei instalații provizorii de încălzire pe bază de curent electric, să vedem ce alte lucrări, că până la urmă, practic, acum vom avea nevoie de încălzire pentru o lună, o lună și jumătate. Și la vară să vedem ce alte îmbunătățiri, soluții putem găsi. Dar trebuie să vă spun un lucru, că ieri i-am rugat pe domnii care verificau instalația termică să facă rost de numărul fochistului care a fost acolo. Asigura funcționarea centralei acum 4-5 ani, când ea încă mai funcționa. A venit omul și am avut o discuție cu el, l-am întrebat, domnule, cum se încălzeau aici studenții când se dădea drumul la centrală, doar în orele în care erau persoane și factura ajungea undeva la 100 de mii de lei, la peste 100 de mii de lei, acum 4-5 ani. De atunci prețul la gaze a crescut de 8-9 ori. Băi, nu, dar stau și mă gândesc că ei funcționau după metoda APA-SERV, 70% pierdere. Dacă vanele erau sparte... Nu, sparte sunt acum. Vanele au înghețat de atunci, au trecut 4-5 ani de atunci. Da. Oricum, ciudat. Bun. Deci, e posibil ca timp de două luni de zile, o lună și ceva, acolo să nu se poată face carte. După părerea mea. Noi facem tot ce ține de noi să găsim acele soluții prin care să putem asigura un minim confort termic acolo. Bun. Și dacă nu se poate, ce se întâmplă? Eu încă sper să se poată. De regulă sunt optimist. Eu am pus la dispoziția CEA-ului și a conducerilor școlilor și a inspectoratului școlar toate spațiile pe care primăria Piatra Neamț le deține și le pune la posibilitatea unei școlilor. Soluții tranzitorii de genul două luni de zile, nu știu, să facă după masa la liceul de informatică. Sigur că da. Și după două luni de zile să ducă dincolo. Și asta înseamnă un volum de mutare imens. Încurcăm pe toată lumea, dar eu nu am nicio problemă și avem certitudinea că cel puțin din partea conducerii liceului Auto va exista va exista și Auto este în reabilitare acum și ca foarte multe alte școli. Noi am pus la dispoziție toate spațiile care sunt destinate educației din Piatra Neamț, tocmai în ideea de a fi cât mai
largă aria de și dinamica de a găsi soluțiile potrivite. Adică avem, pe de o parte, școala numărul 11, Colegiul Național de Informatică, Liceul Spiru Haret, deci tot ce înseamnă școli din zona. Colegiul Gheorghe Asachi și, bineînțeles, pentru că este și cea mai nouă școală din oraș și asigură toate condițiile de la sisteme de siguranță și de stingerea incendiilor până la pază și protecție, școala din Speranța, unde eram dispuși să asigurăm transportul suplimentar și, bineînțeles, paza. Acolo n-am fi avut absolut nicio problemă cu privire la confortul copiilor și siguranța copiilor. Era bun de făcut și un gard acolo. Sigur, asta nu este, asta este cea mai mică dintre probleme. Vă dați seama, dacă suntem dispuși să asigurăm banii necesari pentru toate reparațiile posibile la clădirea fostului AS, suntem dispuși să facem orice investiție care să dea, să satisfacă orice deci, cerință a părinților. Acesta, sigur este doar că școala 8 se va muta, are unde să mute la școala 11, din câte știu eu. Exact. Iar școala 5 are această problemă. Nu știe dacă se va putea intra sau nu în sălile respective. Nimeni nu știe, pentru că în momentul de față, la cum stau lucrurile, noi în două zile abia am reușit să pornim centrala. Luni și marți s-a lucrat la schimbarea filtrelor și a... Dar fără vane, fără vane nu se poate. Fără vane nu se poate încărca instalația de apă. Și după aceea a luat calorifer cu calorifer. Ca să poți verifica instalația, da, trebuie mai întâi să asiguri presiunea. După aia vezi pe unde țâșnește apa, pe unde sunt pierderi. Dar momentan au fost izolate, rezolva. Au fost izolate și închise toate elementele unde s-au descoperit defecte vizuale. Unde e caloriferul spart, l-au închis, l-au scos. Calorifere din... se găsesc mai ușor. Sigur, dar țevile care sunt prin pereți și așa, n-ai de unde să știi dacă sunt sparte, dacă nu, trebuie să încarci. Și practic luni ați avut acces în această clădire. Exact. Până luni nu am avut, pentru că există niște pași. E al proprietar. Sunt niște pași administrativi de făcut. Da. E o veste destul de proastă, dar arată ceea ce spuneam în emisiunea de ieri cu un domn consilier, că acea colaborare reală între instituții nu există și că primează de cele mai multe ori interesul politic sau, mă rog, de altă natură. Nu e o veste foarte bună pentru... Nu e deloc, dar pentru până la urmă trebuie să prezentăm situația așa cum este și să vedem dacă... ce putem remedia și cum putem face aceste... Mie mi-e teamă să nu se ajungă la investiții acolo și să se destină cursurile în altă parte. Până la sincer, asta este și temerea mea, pentru că în momentul în care te apuci de o lucrare, o practică ne arată că de multe ori descoperi probleme la care nu te așteptai și parcă alea văd, trebuie, bineînțeles. Parcă văd peste un an, jumătate, doi, cum va fi că primăria a cheltuit bani aiurea în repararea unui spațiu care nu era al lui. Sau ceva de genul ăsta. Dacă acum 4-5 luni am fi putut merge acolo, să evaluăm situația și să pregătim terenul din timp, să facem toate documentațiile tehnice. Una este când te apuci de făcut o investiție și ai tot timpul necesar pentru a calcula pas cu pas fiecare metru de țeavă și să știi exact care este cheltuiala și care este efectul, mai ales, pentru că noi în momentul de față știm doar că trebuie să facem, dar nu avem încă toți parametrii identificați. Da. Bun. Deci asta e situația acolo. Haideți să vedem un pic. Am vorbit și săptămâna trecută, dar poate mai aveți noutăți cu privire la ce se întâmplă cu traficul în oraș. Vorbeam săptămâna trecută despre faptul că am început să promovăm planul de fluidizare al traficului, pentru că în câteva săptămâni va fi demolat podul de la spital și pentru 5 luni câtă vreme va dura execuția noului pod.
va trebui să ne adaptăm și să folosim celelalte căi posibile. Am dat comandă către PubliServe să realizeze, să reamenajeze intersecțiile și să asigure marcajele rutiere și semnalistica necesară pentru a respecta planul, pentru a implementa planul de fluidizare, în așa fel încât să avem, după cum spuneam și săptămâna trecută, două benzi de circulație pe fiecare sens de mers. Ce vă pot spune ca noutate este că probabil vom amâna demolarea podului. Practic, se lucrează la pregătirea devierii traficului în teren, dar nu voi închide circulația, nu voi da dispoziția de închiderea circulației pe podul de la spital până nu avem certitudinea că executantul a comandat grinzile pentru pod. În momentul în care vedem comanda fermă făcută și știm că grinzile vor ajunge pe data de 15 aprilie, să dau un exemplu, abia atunci voi da dispoziția de închidere. Grinzile astea, dacă le comanzi, ar trebui să ai certitudinea că ajung. Bineînțeles. În momentul în care se dă comanda, se dă un răspuns, că pe noi acel ne interesează să știm când ajung grinzile. Pentru că este un calendar. Timp de 28-29 de zile trebuie să se întărească betonul în pilele care se forează și abia după aceea se toarnă pilele care sunt la suprafață. Da. Bun. Cu podul de aici, mai știți ceva? Se lucrează la mutarea rețelelor electrice pe noi stâlpi. Abia după ce se realizează acest proces și aici se lucrează etapizat, pas cu pas, în ideea de a nu lăsa jumătate de oraș concomitent fără energie electrică, ci doar pe bucățele. Am înțeles. Bun, acum vă întreb ceva abrupt, să nu vă speriați. Am înțeles că orașul este în faliment din nou. Doamne ferește! Dar de unde ați înțeles așa ceva? Am auzit discuții. Am auzit că umblă vorba prin oraș. Deci la modul serios acum. Deci eu mă sperii când văd asemenea chestii, deci, și le iau în serios. Știți că sunt foarte sperios de felul meu. Deci, lăsând gluma la o parte, haideți un pic că chestiile astea ar trebui totuși discutate și lămurite până la urmă. Sigur, care este situația financiară astăzi? Orașul Piatra Neamț n-a mai avut de mult o situație financiară atât de stabilă cum are astăzi. Singura dată despre care eu știu sigur că era în pragul falimentului era când am preluat mandatul de primar. Pentru că atunci, în lunile noiembrie și decembrie 2020, abia aveam bani să plătim salariile, facturile de utilități și ratele la bănci. Nu mai vorbesc despre faptul că n-aveam lucrări, n-aveam așa, totul era, într-o stare de inerție. Astăzi avem un buget mai mult decât dublu față de cel din 2021, primul an în care ne-am pus semnătura asupra bugetului anual al municipiului Piatra Neamț. Atunci era un buget cu 20% mai mare față de anul anterior, și un buget de 220 de milioane de lei. Astăzi avem un buget de 504 milioane de lei, deci un buget mult mai mare. Astăzi avem în cont peste 30 de milioane de lei, ieri cred că aveam vreo 32, suficienți bani cât să plătim orice situație de lucrări vinde pe toate proiectele. Și avem 60 de șantiere în desfășurare astăzi, șantiere mari, că mă refer doar la lucrări mari. Avem capacitatea de a plăti banii, toate aceste facturi, fără să punem presiune asupra executanților, adică cum se făcea înainte, prin mecanismul cererii de plată, noi să plătim 2% și apoi să aștepte executantul să-și primească banii de la autoritatea de management. Deci astăzi noi facem plățile prin cerere de rambursare,
toate plățile, așteptând noi banii să ne vină în urma de cumpări. Apropo, și uneori de contările astea durează 6 luni. Apropo, ați primit ceva bani din acești pe care i-ați trimis? Adică v-au decontat? Sigur că da, sigur că da. Se decontează. Multe zeci de milioane de lei decontați. Astăzi sunt în așteptare aproape 10 milioane de lei. Facturi, cereri de rambursare de prin octombrie, începând de anul trecut. Adică avem 5-6 luni o perioadă de așteptare a acestor bani și nu avem o problemă să asigurăm stabilitatea financiară. Orice dezinformare de genul acesta are un alt scop, unul politic, și vine dintr-o anumită zonă, și fac un apel la toți cetățenii să nu creadă astfel de dezinformări ieftine și care nu au decât sensul de a genera panică, îngrijorare, de a accentua starea de frustrare, că știți, putește în aer așa ceva. Eu am reținut cifra 60 de șantiere. Din astea 60 de șantiere, avem vreo unul care să putem spune că se termină într-o lună, două? Sigur că da. Dar eu mă voi referi la șantierele mari, cele pe care le văd zi de zi oamenii. Și mă refer aici la coridoarele de mobilitate. Varianta, adică strada Dimitrie Leonida și Bulevardul 9 Mai, vor fi gata cu 2-3 luni mai devreme față de contractul, de termenul contractului de execuție. Se mișcă bine executantul și la finalul lunii aprilie, cel târziu în luna mai, lucrările vor fi gata și se va mai lucra cel mult la mici finisaje. În aceeași situație stăm și cu strada Mihai Viteazu, unde lucrările decurg foarte bine și vom termina mai devreme contractul de execuție. Mai problematic, mai în urmă, suntem pe Traian și Decebal, unde, e adevărat, este și cel mai vizibil și poate deranjant status, din cauza faptului că au fost și cele mai afectate trotuare. Da, erau sparte încă dinainte de a veni executanții canalizațiilor tehnice să le mai spargă și să facă șanțuri și mai mari. Asta este situația, suntem un pic în întârziere. Am avut discuții cu executanții și programăm de acum săptămânal ședințe de progres, pentru că vor să simtă aceeași presiune pe care o resimțim și noi. Le-am spus clar, contractul nu se prelungește și au de luat niște bani frumoși, vreo 33 de milioane de lei. Asta înseamnă un beneficiu pentru ei. Cu tot cu banii de la rețele sau fără banii? Fără bani de la rețele. Mă refer, doar, sunt încă 17. Mă refer doar la coridoarele de mobilitate. Și asta este într-adevăr o situație care complică cumva lucrurile și nu am putut să punem această presiune până acum, pentru că a fost nevoie să deblocăm și să dăm drumul la lucrările pe partea de apă și canalizare. De astăzi înainte avem tot ce trebuie pentru acele executanților să accelereze ritmul lucrărilor. Le-am comunicat cât se poate de ferm că câtă vreme vedem doar 10-12 oameni lucrând la trotoare, la borduri și la, mă refer aici la Traian și Decebal, nu văd șanse să terminăm proiectul la timp. Nu există absolut nicio circunstanță pentru a prelungi contractul. Nu se poate și de acum umblăm la penalități. Bun. Reacții care au fost din partea... S-au mobilizat mai bine și am primit angajamentul că imediat după ce trece amenințarea, să zicem, unui timp mai nefavorabil, cam trecut de săptămâna aceasta, așa este, mobilizează și mai multe resurse și mai mulți oameni. Da. Bun. Ce să zic? Să vedem. Pentru că important este să termine odată niște lucruri ca să crească și încrederea oamenilor, să spune, dom'le, am avut răbdare, uite, s-a făcut ceva și s-a făcut mai bine decât era înainte. Acum să vedem cum vor fi finalizate, să vedem în momentul în care va funcționa totul, va fi spulberat și mitul
celor, cum se cheamă, semafoarelor. Care abia aștept să demonstrăm deci, și să demontăm nu, și mitul eu semafoarelor. Cred că, da. Eu aștept să văd cum funcționează și după aceea vom vedea dacă lucrurile sunt bune sau nu. Cert este că eu asta am și transmis proiectanților încă de la bun început. Nu voi zice niciodată unui profesionist și unui expert tehnic cum să-și facă treaba. Dom'le, mie mi se par multe semafoare, dar eu nu voi tăia unul de pe lista asta, pentru că na, dacă e semnătura ta acolo, e expertiza ta și tu spui că doar așa funcționează proiectul ăsta, cum să zic eu că dom'le, nu e bună, nu trebuie semaforizată intersecția asta. E un studiu de trafic în spate, sunt niște argumente tehnice în spate, sunt orașe unde funcționează acest mecanism de semaforizare, sunt produse de top, scumpe, că de aia foarte scumpe, da, cu tehnologie de cea mai înaltă calitate și de ultimă generație, camere care citesc numele de înmatriculare și transmit în timp real poliției rutiere orice situație mai gravă în trafic, o semnalizează imediat. Deci sunt e un progres tehnologic de care cu siguranță vom beneficia și eu n-am niciun motiv să mă îndoiesc de funcționalitatea acestui sistem de semaforizare. Bun, dar bănuiesc că așteptați ca și mine să vedeți cum funcționează. Sunt mai nerăbdător decât dumneavoastră. Să văd cum funcționează și dacă într-adevăr el va funcționa. Eu mai aștept ceva. Centrul de comandă este funcțional, toate dotările și tehnica de acolo este pregătită pentru camerele merg, conexiune. Ca să știu. Camerele merg nu, încă nu sunt conectate toate, pentru că sunt tronsoane, uitați de exemplu în zona podului de la piață, nu sunt realizate toate conexiunile. Când tot sistemul va fi conectat de la prima până la ultima cameră, de la primul semafor până la ultimul semafor și vor fi realizate toate conexiunile în centrul de comandă, atunci va fi 100% funcțional și abia atunci vom putea demara testele în primă fază pentru a ne asigura că e totul în regulă și ca șofer și locuitor al orașului, sincer, ca să mă exprim așa un pic mai colorat, mă cam doare în cot dacă funcționează camerele neapărat și dacă, bine, mă interesează să funcționeze, să regleze traficul. Pe mine mă interesează traficul în primul rând. Dacă aceste toate sisteme moderne ajută la fluidizarea traficului. Că aici este, de fapt, problema. Dincolo de asta, și mai aștept să vedem cele trei coridoare, să vedem cum va funcționa traficul pe banda aceea dedicată pentru transportul public în comun și alte mașini. Vreau să și aici fac un apel, pentru că știu că foarte mulți pietreni se îngrijorează când aud de banda dedicată pentru transport public. Nimeni să nu-și imagineze că totul se va transforma brusc și dintr-o dată nu vom mai avea voie să facem mai așa, aia, așa, aia. Vom face totul etapizat, în așa fel încât să creăm un obicei și să ne învățăm să folosim avantajele acestui sistem și nu dezavantajele sale. Deci totul va fi etapizat, nimeni să nu se îngrijoreze că gata, de astăzi nu mai avem voie cu mașina prin oraș. Exclus așa ceva. Bun. Deci, a ziceți că aveți bani în cont, ziceți că sunt șantiere. Stăm foarte bine. Nu că avem bani în cont, stăm foarte bine, avem bani, că am mai auzit și îngrijorarea asta, să ducem toate proiectele la bun sfârșit, pentru că deja am generat acest cash flow și pe măsură ce facem plăți, vin bani și se decontează din cererile de rambursare din urmă. Deci exclus ca vreodată vreo lucrare să riște să nu fie plătită. Da. Ce banii ăștia sunt și banii care sunt prevăzuți pentru mărirea de capital la, sigur, la invest sau sunt alte rezerve? Deci în bugetul de anul acesta am cuprins și cei 2,5 milioane de lei pentru a efectua majorarea de capital social la Perla și le-am cerut colegilor, având toate lucrurile pregătite deja, să dăm drumul și la
hotărârea de Consiliul Local prin care să facem această majorare, ca să nu există nicio întârziere în tot acest flux. Majorarea asta de capital, ca să spunem, nu mai are nevoie de două treimi din voturi, nu? Nu, este suficientă majoritatea simplă, da. Deci cu majoritatea simplă. Deci aici nu ne mai rugăm de nimeni să ne susțină proiectul, deși o mai spun încă o dată ca să nu creadă cineva că m-am plâns că nu avem că se închide telegondola și că am dat vina pe alții. Planul de reorganizare al Perla Invest, la care am avut o contribuție și pe care l-am tot discutat cu colegii din primărie, juriști și economiști, a condus la că cea mai eficientă soluție pentru a scoate din insolvență pe la Invest și de a avea grijă față de felul în care cheltuim banul public este să cumpărăm un bun. Dădeam această sumă și noi ieșeam mai câștigați decât să fi dat 2,5 milioane de lei. Pentru că din cei aproape 8 milioane de lei pe care am fi dat pentru a cumpăra clădirea, se achita automat Alpha Bank-ul, rata de la bancă, pe care am plătit-o noi anul trecut, anticipat, ca să putem justifica modificarea planului de reorganizare, că s-a schimbat situația, domnule, gata, nu mai este creditorul Alpha Bank, suntem noi primăria care vrem să modificăm planul de reorganizare. Deci am plătit odată 1,2 milioane de lei la Alpha Bank. Perla Invest ei au dispărut din peisaj. Da, nu ei mai sunt, gata, ei nu mai sunt la masa credală astăzi. Dar cu acei 8 milioane de lei, Perla Invest și-ar fi achitat singură ratele, clădirea revenea la primăriei, Perla Invest și-a achitat și datorii, o parte din datoriile pe care le avea la primărie, achita și ANAF-ul și noi rămâneam și cu bani, și cu acești 2,5 milioane de lei, și cu clădirea de la telegondolă și cu o serie de sume recuperate. Deci toată diferența care ar fi rămas societății Perla Invest ar fi virată către primărie în contul datoriei de 40 și ceva de milioane de lei pe care Perla Invest are la primărie. Deci, spuneți-mi dumneavoastră dacă nu era varianta cea mai câștigată pentru primărie să avem și clădirea pe care să o valorificăm și să o administrăm. Și acum dacă Perla Invest nu va mai fi în insolvență, care este diferența? Diferența e dată de faptul că așa am plătit noi ratele, ce a mai rămas din creditul pentru telegondolă. ANAF-ul îl plătește tot primăria, practic, că noi dăm banii societății Perla să plătească la primărie. Rămânem fără bun momentan și ne recuperăm bunurile, mai întâi baza hipică și clădirea de la telegondolă și instalația telegondolei, în contul diferenței rămase de achitat de către Perla Invest. Da, atunci puteți discuta direct cu Perla Invest, fără lichidator, fără, exact. Atunci lucrurile sunt mai... Aici nu sunt sigur, s-ar putea ca lichidatorul încă să mai... lichidatorul nu dispare, e cazul. Da, nu mai e cazul. Da, da. Nu mai e cazul și atunci... Administratorul judiciar se va ocupa de... Da. Deci, da. Dacă se plătește și... Deci, important este că rezolvăm situația. Eu nu am învinovățit vreodată PSD-ul că nu, că din cauza lor moare telegondola. Deși și-au dorit asta, pentru că era doar un scenariu ipotetic că vom reuși prelungirea planului de reorganizare. Astăzi este o certitudine pentru că avem decizia judecătorească. Dar în ianuarie, judecătorul sindic putea să zică nu mai aveți nicio șansă, v-am dat deja suficiente prelungiri pentru a salva societatea Perla Invest. Gata, povestea se închide și intră în faliment. Este ok că s-a ajuns în situația asta. Eu spun doar că de fiecare dată când există asemenea probleme, e bine să existe și planul 2. Cunoașteți discuția din, pe care am purtat-o și în emisiunea asta și asta nu numai în cazul ăsta, în toate cazurile. În momentul în când vine cineva la primărie și spune asta e, ok, hai să vedem și alternativa. Pentru că lucrurile merg mai repede când ai o alternativă viabilă și când ai alternativa poți să cauți soluții și la ea.
Dacă nu ai și nu e în calcul, nu poți căuta soluții la ea. Dar încet, încet mergem spre... Când am văzut soluția, că eu vă spun cum au stat lucrurile în noiembrie, când am înțeles cât de gravă și de neagră este situația Telegondolei și a societății pe la Invest. Că atunci totul părea atât de încălcit și totul părea atât de dirijat spre faliment, încât părea inevitabil falimentul. Cu toți cei cu care am vorbit, ne-au transmis că societatea pe la Invest nu mai poate fi salvată. Acesta a fost și motivul, și nu vă ascund că am avut două abordări când am decis și am propus celor de la PSD și PMP să fie agamani, să propună agamani la societatea Perla Invest. Pe de o parte m-am gândit că dacă vom găsi vreo soluție miraculoasă să salvăm Perla Invest, această soluție trebuie să treacă neapărat cu unanimitate de voturi, adică să am și sprijinul opoziției acolo și să fie cumva obligat moral să pună umărul la salvarea Telegondolei, fie în cazul în care totul eșuează, să nu poată să zice primarul e vinovat, pentru că sunt și ei acolo și aveau responsabilitatea de a rezolva problema. Acesta a fost raționamentul pentru care le-am propus să propună să vină ei cu agamani la Perla Invest în 2020. Și așa s-a întâmplat. Mie mi s-a părut cinic că în momentul în care le-am arătat soluția, să-și dea demisia din AGA. Dar asta s-a întâmplat. Bun. Nu avem ce să mai discutăm. Important este că în mai vom avea societatea Perla Invest, va ieși din insolvență. Și de acolo începe provocarea. De acolo începe, de fapt, responsabilitatea noastră directă în a gestiona societatea Perla Invest. De acolo începe politica tarifară, o regândire a societății, cum să arate lucrurile, ce facem pe COZLA. Dar aici cred că e nevoie de o emisiune separată ca să o... Poate îl aduce și pe domnul Filip. Sigur că da. Că toate lucrurile astea ar trebui să se lege și să se coaguleze într-un loc. Într-o gândire țintită pe obiective. Care să ia, în calcul, să ia în calcul și Telegondola, și capacitatea de cazare, și impactul, bănuiesc, pozitiv asupra milioanelor de turiști care vor intra în județul Neamț pe noile porți ale județului. Deci, nu, lăsând gluma la o parte, nu po- degeaba te apuci să faci așa, dacă absolut. Perla Invest sau, mă rog, altceva, dacă tu nu ai un plan coerent general de promovare a unui domeniu despre care s-a vorbit, s-a cheltuit enorm cu el și rezultatele sunt cum le vedem cu toții. Adică mă refer la turism. Mâine e un moment important pentru sector, pentru ceea ce înseamnă turismul pietrean. Va fi o nouă adunare generală a Organizației de Management a Destinației, unde, spre surprinderea mea, chiar reușim să coagulăm tot ce înseamnă mediul Horeca reprezentativ pentru Piatra Neamț. Eu vă spun că și cei nereprezentativi ar trebui să vină, să fie chemați. Sigur că da. Eu am chemat pentru pe toată lumea. Pentru că toată lumea ar trebui să beneficieze de lucrul acesta. Aveți perfectă dreptate. Încă de la bun început am avut o abordare foarte inclusivă. Am considerat și această mentalitate am avut-o încă dinainte, că este bine să aduci la masa deciziei pe toți cei care sunt afectați de decizia respectivă. Am invitat de la bun început și pe atunci, în noiembrie 2020, întâlnirile nu se puteau face decât online, pentru că era pandemie și au participat vreo 40 și ceva de membri. Primul impuls a fost ca fiecare să-și verse supărarea și... Na, absolut normal. Este firesc. Ușor, ușor, astăzi vorbim despre proiecte de viitor. Și toți cei care participă la întâlniri și am invitat pe toată lumea fără absolut nicio rezervă, totul s-a transmis, am făcut publică, prin comunicat de presă sau orice întâlnire, am anunțat-o. Acum două săptămâni am avut o întâlnire informală, în mod normal, orice întâlnire de genul acesta
are loc într-un cadru restrâns, pentru că trebuia să fie un comitet director al organizației de management. Întotdeauna există membrii care se implică mai mult, care pun totul și creează și la un moment dat ei se simt nerespectați, pentru că îi chem la, când reprezinți soluțiile, îi chem și pe ceilalți. Dar am avut această abordare și mi-am asumat acest risc încă de la bun început, invitând pe toți cei care au o activitate economică în zona de turism, fie că e hotel, pensiune, cafenea, restaurant sau, eu știu, terasă. De fiecare dată am invitat pe toată lumea. Cred că 200 de persoane au primit invitație, au fost vreo 40 și nu am auzit pe nimeni să fie dezamăgit de propunerea pe care am deci făcut-o ce se va ca manager de destinație. Mâine ce se va întâmpla? Mâine se va alege un nou comitet director. Se vor aproba noi adeziuni. Sunt, cred că, vreo 10 entități care au depus adeziuni în ultimele săptămâni ca urmare a acelei ședințe în care s-a discutat concret pe un plan, pe o strategie. Ce înseamnă să depui adeziune? E și plata unei contribuții? Este și o cotizație, da. O cotizație. Este o cotizație firească. Organizația de management a destinației Piatra Neamț se, are un buget format din cotizațiile membrilor și aici Primăria Piatra Neamț asigură 50% din valoarea acestor cotizații. Nu mai știu care este cotizația anuală, cred că undeva la 400-500 de lei, dacă nu mă înșel. Dar fiecare membru este parte a unei mese mai degrabă informale, pentru că oricum dorința mea este să implicăm pe toți, să aducem pe toți să vadă că scopul unic al acestei organizații, al acestei entități, este să facem turismul pietrean vibrant, așa cum ar trebui să fie. Eficient, aș zice mai bine, Sigur. Eficient și benefic. Eu zic că vibrant conține și eficient și benefic. Așa, la și ce, această nouă organizație, poate o să prind timpul când nu o să mai aibă nevoie de cotizații foarte multe. O să din punctul meu de vedere, provocările vor crește și proiectele, și intensitatea și valoarea proiectelor vor crește pe măsură ce dezvoltăm lucrurile. De exemplu, modelul după care ne inspirăm, cel mai adesea când începem proiecte cumva inovatoare sau mai dificile, mai complexe, ne inspirăm de la Oradea. Acolo care și Oradea, mai ales în ceea ce privește funcționarea organizației de management a destinației, cred că este entitatea etalon și ar trebui să fie etalon pentru orice administrație din țară, pentru că acolo este cazul școală. Astăzi, Oradea este un obiectiv turistic luat din ce în ce mai luat în considerare de turiștii din România. Și asta de ce? Pentru că de la bun început au construit un plan, un proiect prin care să aducă, să promoveze Oradea ca destinație turistică. Ca și în cazul în care alegeți un produs de la raft, îl luați în baza unui sentiment de încredere care s-a construit în timp. Ați auzit de 10 ori despre acel produs. La fel este și un oraș. În momentul în care se promovează, turistul ia decizia abia a 10-a, 15-a oară să ia în considerare să vină în orașul respectiv. Se cheamă în marketing touch point-uri, adică trebuie să ai minim 10 circumstanțe în care fie ai auzit de Piatra Neamț, fie ai văzut ceva despre Piatra Neamț, fie ți-a povestit ceva cineva despre Piatra Neamț. Știți care e problema aici? Ați amintit Oradea. În Oradea, când se vorbește despre Oradea, se spune există, se face. Da. Când se pomenește despre Piatra Neamț în Oradea, zice ați avut, ați fost. Deci ați avut un teren de fotbal. Că astea erau telegondola aia mai merge, s-au mai făcut ceva sus. Piatra Neamț a fost perla Moldovei. Se vorbește, asta este diferența. Bine, ea nu este doar o diferență de abordare lingvistică. Este o diferență, dacă o luăm în
în investiții, în ani pierduți, enormă, în ani pierduți. Și știți ce e interesant, domnul primar? Poate într-o zi o să mă apuc să fac și treaba asta. Să luăm să comparăm banii cheltuiți într-o parte și în alta, să vedem ce s-a făcut cu banii respectivi. Că tot vorbeam de SMID-ul celebru, acel program pentru colectarea deșeurilor, da? La nivel județean, care a costat vreo 135 de milioane de euro. Da. Păi cu 130 de milioane de euro s-a făcut același lucru într-un județ numit Sălaj. Și dacă te duci și vezi ce e acolo și ce s-a construit cu 130 de milioane de euro și cum s-au vaporizat banii în neam și ce a rezultat de pe respectivul proiect cu 135 de milioane de euro, îți vine să te duci în oraș, să te duci la primul din ăsta unde îți faci cerere să schimbi buletinul, să schimbi domiciliu. Spui, dom'le, am fost prea prost că am stat atâta timp și am votat atâta timp. Aici este marea problemă. Că nimeni nu se duce să vadă, hai să vedem, dom'le, până la urmă, câți bani au avut ăia, dom'le? Câți bani au avut ăia, câți bani s-au cheltuit la noi? Că eu mă îndoiesc că banii care s-au distrus pe Cozla, pe acel proiect megalomanic, megalomanic ca sumă vorbesc. Nu vorbesc de porcăriile care s-au făcut. Vorbesc de sumă. Păi banii ăia, dacă îi luăm să vedem ce s-a făcut cu ei în Oradea, da, dacă tot am amintit Oradea, s-ar putea să avem o surpriză. S-ar putea să avem mai mulți bani cheltuiți în Piatra Neamț decât în Oradea pe anumite domenii. Iar rezultatele... Eu sunt convins de asta. Eu mă orientez pe ce pot face eu astăzi ca să schimb aceste lucruri. Asta spun. Deci cam așa trebuie văzute lucrurile și atunci orice se face de acum înainte trebuie calculat în felul ăsta. Haideți, domnule, să maximizăm tot ce putem face cu cheltuielile. Nu când facem economie, dar ce cheltuim să fie făcut cum trebuie și să țină măcar cât scrie acolo în chestia aia de garanție. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Eu vă mulțumesc. Ca de obicei, cafeaua dumneavoastră e și amară și s-a răcit? S-a răcit? Puțin, dar eu fiind gazdă am băut-o. Încă dă energia de care, pentru care am venit până la urmă. Rolul nostru aici nu este să fim noi mulțumiți, noi doi. Rolul nostru este să putem lămuri niște lucruri. Apropo de cei care urmăresc acum sau mai târziu sau în viitor, pentru că eu am observat un lucru. Lumea nu realizează când apare ceva. Realizează peste un an, peste jumătate de an, peste 2 ani. Și noi aici la Mesagerul ne-am cam săturat să fim Mafalda. Vă mulțumesc pentru participare. Eu vă mulțumesc. O zi minunată tuturor și dumneavoastră și telespectatorilor. La fel și dumneavoastră. Numai bine.